sunteți președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate. Exact. Exact. Aș vrea să vă întreb cum vedeți viitorul acestui partid, fiindcă Moldova ne-a obișnuit cu partide de lideri. Dispare liderul, se pulverizează și partidul. Aveți o strategie să creați un partid care să funcționeze independent de liderii vremelnici? Da, aveți dreptate. Moldova cam așa s-au creat proiecte. Așa se și numesc, partidul Șor. Da, da, da. Unii chiar nu, din lipsă de modestie, chiar și etichetează și partidul. Sigur, există această boală, acest trend, da, partidul liderului. Noi am apărut ca un partid, suntem un partid tânăr. Sincer vorbind, atunci când a fost creat partidul în 2016, am zis că haideți să facem un experiment. Da, haideți să vedem, e posibil de făcut un partid fără, nu știu, fără un cineva cu sacii de bani, fără media, fără, hai să-l pornim așa de jos, să-l facem ca la carte, cum scrie legea, nu să preluăm o formațiune, să schimbăm un pic denumirea și să mergem mai departe. Deocamdată reușește experimentul, vreau să spun, avem deja botezul electoral în vreo 3 campanii primit și în prezidențiale în 16, 2019 în locale și iată 2020 prezidențialele. Da, odată cu plecarea liderului, noi înțelegem la pas că trebuie să ne organizăm mai bine, să creștem lideri, să promovăm liderii, că la nivel național, la nivel local, astfel ca partidul să nu depindă de o lider. Liderul este important, bineînțeles, este locomotiva, dar la fel de important sunt membrii, sunt oamenii, sunt activiștii, voluntarii, simpatizanții. Înțelegem foarte când bine. Când veți face un congres, congresul partidului? După anticipat. După anticipate am decis la nivel de partid. Acum toate forțele le canalizăm, energiile spre anticipate. După tragem linia, calm, liniștit, organizăm congresul. Dar ce fel de partid este PAS? Un partid de stânga, de dreapta? El este afiliat popularilor europeni? Da. Așa, dacă îmi permiteți o opinie pur personală, pare mai degrabă spre Renew ca viziune. Bine, noi suntem membri, așa cum ați menționat și dumneavoastră, a familiei populare europene. Sunt voci, da, sunt colegi care, așa cum ați menționat, ar opta pentru Renew, da, ca viziune. Acum, uneori politicile sau liniile doctrinare ale partidelor așa sunt migratoare, sunt opțiuni politice sau de politici care, bună oară, noi avem colegi care insistă foarte mult și pe bună dreptate fac pe implicarea statului atunci când este vorba de asigurarea accesului la servicii sociale, educaționale, de sănătate, în special acum perioada pandemiei, responsabilitatea socială a business-ului, da, e foarte important. Mai cu seamă noi care suntem o societate în care mediul de afaceri a fost cumva obișnuit cu o interacțiune foarte strânsă, nu tocmai cea mai bună, cu factorii politici, cu promovarea intereselor unor oameni de afacere, cu monopolizarea unor sectoare în economie. Deci aici noi suntem, cum să zic eu, mai mult, suntem pentru dimensiunea socială, da, a politicii și încercăm prin politicile noastre să temperăm aceste porniri de monopolizare, de a specula pe neajunsurile oamenilor. Haideți să vă dau un ultim exemplu. E legat de încercările de a capitaliza pe piața cerealieră. Da? Și nu știu dacă ați auzit,
A fost o tentativă, deocamdată noi am reușit să o oprim, de a scoate din rezerva de stat grâul și de a-l exporta. Da, aici sunt implicați niște jucători de piața internă care au o cotă substanțială pe piață. A trebuit să intervenim politicul, a trebuit să intervină președinția, societatea civilă, s-a ajuns și la blocarea portului Giurgiulești, astfel ca în situații și de criză, în situații și de pandemie, resursele să fie canalizate, rezerve, în special către, dacă vorbim de grâu, către brutării, către sectorul crescătorii de animale, pentru a ajuta mai ușor să treacă pe această pandemie, să evităm creșterile la prețurile la pâine, adică lucruri vădit cu orientare spre cetățeni și mai puțin spre business care vede lucrurile cumva altfel în detrimentul interesului public. Dacă, să zicem, ați lua un scor foarte bun sau bun la alegeri, cu cine ați putea face alianțe, înțelegeri dintre partidele existente? Eu, acum lăsăm la o parte sondajele, pentru că cumva toți devin ostaticii sondajelor actuale. Eu cred și sunt convins că, dincolo de PAS, în Parlament o să se regăsească și alte partide pro-europene. Deci primii cu care noi o să dorim și o să manifestăm dorința de a stabili o colaborare, o coaliție, vor fi partidele pro-europene. Vom dialoga și cu cei care vor subscrie obiectivelor noastre, în special când vorbim de integrarea europeană, de combaterea corupției și așa mai departe. Dacă vor fi astfel de partide care vor lăsa la o parte ideile care duc la clivaje, da, est-vest, român, moldovean și așa mai departe, da, noi vom fi deschiși pentru a dialoga astfel ca să avem o agendă pro-europeană, anticorupție și așa mai departe. Păi haideți să vedem care ar fi partidele acestea pro-europene. Și-a anunțat acum câteva zile Ion Chicu, o posibilă formațiune, cel puțin în declarații, foarte decis pro-europeană, dar domnul Ion Chicu provine de la socialiști. E clona socialistă, dacă permiteți să spun așa, și da, nu, noi vedem. Apoi ar mai fi domnul Andrei Năstase. Platforma, da, da. Care deci poate să intre sau poate să nu intre. Totul depinde de ei, cât de bine se vor poziționa, cât de bine se vor mobiliza. Da, ei au capacități de mobilizare. Vă amintiți probabil acele proteste care le-au animat ei în 2015-2016. Deci ei au potențial. Da, de atunci, să zicem așa, există o anume tensiune între partidul domnului Năstase și partidul... Trebuie să recunosc că da, pentru că avem cel puțin în privința alegerilor anticipate, avem viziuni diferite. Da? Colegii optează pentru un guvern și ulterior alegerile anticipate, în opinia noastră, orice guvern numit acum ar însemna să uităm de alegerile anticipate și să avem alegeri la termen. 2023, noi optăm pentru alegeri anticipate, dar dincolo de aceste diferențe, noi suntem într-un contact permanent, colaborăm pe platformă parlamentară, când este vorba de agenda legislativă, proiecte de legi, facem schimb de opinii, ne susținem reciproc proiectele atunci când ele coincid ca interes public și așa mai departe. Unioniștii, iarăși, da, sunt fragmentați. Sunt foarte multe partide unioniste, cred că mai multe partide decât... Și România a investit destul de mult în partidele unioniste, dar se pare că e puțin probabil să intre în Parlament. No, șansa lor este să identifice un vehicul electoral, mă refer aici la un partid, și să depună un efort pentru a merge cu acest vehicul în campania electorală. În cazul în care merg pe ideea de bloc, pragul electoral e destul de mare și puțin probabil, dar în cazul în care ei vor identifica un vehicul electoral, vor
depăși anumite, nu știu, supărări între partidele unioniste, dar este un număr substanțial de cetățeni care vibrează la acest deziderat și ar avea șanse. Dacă socialiștii au un scor slab la la alegeri, Dodon va pierde în favoarea lui Ceban, șefia partidului? Sunt... Noi cunoaștem că sunt discuții în interiorul Partidului Socialiștilor. Sunt câteva grupări, câteva tabere care rivalizează între ele. Igor Dodon, decizia dânșilor din anul trecut a fost să îl mențină pe Igor Dodon la șefia partidului, dar aici eu m-aș abține să le dau sfaturi sau să le spun ce a fost bine și ce n-a fost bine. Da, este o polemică vis-a-vis de felul cum s-a poziționat, cum s-a comportat în campania electorală. Obediența lui față de este foarte evidentă, da, care într-un final a fost taxată de către alegători, chiar și de către alegătorii, hai să le zicem, stataliști, da, moldoveniști, cei care păstrează o distanță de tot ce se numește românesc, dar nu sunt mulțumiți atunci când obediența este foarte evidentă și izbitoare, da, față de cei din Est, față de Rusia, în cazul dat. Dar, mă rog, e decizia lor, ei decid cum se comportă, ce gafe de în opinia noastră produce, pentru că Igor Dodon, toată perioada lui de președinție, asta a fost o perioadă a izolării. Da, izolării de vecini, izolarea la București, izolarea la Kiev. Practic, el gravita cumva numai spre un pol, da, unicul, care mai era, un era frecventabil, în rest nu era primit nicăieri și dincolo de faptul că bine a afectat imaginea lui, partidului, până la urmă a afectat imaginea țării, că nu eram priviți de către partenerii de dezvoltare cu o anumită reticiență și vis-a-vis de politicile care le promovează și inițiativele și așa mai departe. Ați auzit probabil ultima idee trăsnet a lui Dodon, inițiativa de a scoate a mai scoate 1 miliard de euro din rezervele Băncii Naționale, chiar și fostului prim-ministru care l-ați menționat aici, care se lansează în politică, și ăsta a zis că e o idee periculoasă și aberantă, care, bineînțeles, că va fi sifonat, va fi furat acest miliard, Doamne ferește să ajungem acolo. Doi, va duce la inflație, inflație înseamnă sărăcii, prețuri mari și așa mai departe, ce va lovi în cetățeni. Asta în timp ce noi am putea avea acces la resurse financiare mult mai ieftine. Da? Vorbim resursele financiare care vin de la Comisia Europeană, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional. Iată cele 68 sau 67 de milioane de euro ratate oferite de Guvernul României. Deci, încă un exemplu că Igor Dodon nu-și dorește integrarea în lumea civilizată, da? Pentru că atunci când vrei să beneficiezi de aceste resurse mult mai ieftine, trebuie să întrunești niște condiții, trebuie să livrezi niște reforme, respecti niște reguli, ceea ce nu poate face Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. Cu partidul domnului Filip puteți face vreo colaborare? Dacă... Colaborăm și la nivel de consilii raionale, cum ar fi la dumneavoastră consilii județene, la nivel de primării, da, primarilor, colegii noștri consilieri colaborează. Pe agenda parlamentară avem momente când anumite proiecte pe care noi le promovăm le prezentăm colegilor de la PD, le susțin și proiecte care sunt bune la ei, le susținem și noi. Mai aveți știri despre oligarhul fugar Plahotniuc? Plahotniuc. Păi, periodic își schimbă
destinația, am înțeles că pe aici, prin Mediterană, undeva se află. Ghinion, i-au fost sechestrate niște bunuri aici în România. Pentru ghinion, pentru el, un semn bun, semnal bun pentru noi, Republica Moldova. Sper să avem o finalitate și cel puțin banii sau aceste active să ajungă, banii din aceste active să ajungă la cetățenii Republicii Moldova, pentru că fac parte din banii furați din miliardul vestit. Să ne apropiem un pic de actualitate. Când ați fost propus prim-ministru, în Parlament nu a existat quorum. Cum s-a întâmplat asta? De ce n-a existat quorum? Acum, cred că într-un viitor apropiat o să aflăm. Deocamdată ne dăm și noi cu părerea ce a fost în ziua aia. Pentru că, sincer, eu și echipa guvernamentală eram pregătiți pentru confruntare, deci pentru o confruntare așa de 3-4 ore, tradițional cum are loc în asemenea exercițiu. Știam că mediul e ostil, o să fie ostil echipii pe care o reprezentam. Deci eram pregătiți pentru așa, un maraton, zic, cu întrebări tăioase și cu replici așa mai departe. Ce a fost în dimineața aceea ne-a luat și pe noi undeva prin surprindere, poziția cumva orchestrată a celor două componente, socialiștii și Șor. Când spun Șor aici, neapărat e și Plahotniuc, că sunt cei pe care Plahotniuc i-a vândut lui Șor sau viceversa, nu mai contează acolo, oricum sunt compromiși. La scurtă distanță a anunțat ambele formațiuni poziția. Acum unii colegi spuneau că, domnule, cred că în cazul lui Dodon probabil se gândea că nu are certitudinea, că ai lui deputați nu vor vota pentru noi. Și atunci a fost mai sigur să-i scoți din sală, să nu încerci să te trezești că cineva din ai lor vor ridica mâna. Pentru că mulți din cei 37 câți are Dodon în Parlament înțeleg că în cadrul alegerilor anticipate nu se vor mai regăsi. Lucru valabil și pentru transfugii de la Plahotniuc, care înțeleg, după ce de 3-4 ori s-au vândut în timp de un an de zile, n-au niciun drept moral și nicio șansă să mai fie votați de cetățeni. De-aia cumva a fost această, cum zic eu, frăția penalelor, frăția celor care înțeleg... Parlamentul actual e o creație cumva a mașinațiunilor lui Plahotniuc. Absolut. E practic... Absolut. Moldova încă mai e în epoca Plahotniuc. Iar Partidul Socialiștilor controlează guvernul, controlează ministerele. Adică trebuie înțeles de ce... Maia Sandu și partidul dumneavoastră vor atât de tare alegerii anticipate. Ca să explicăm lucrurile. Deci Parlamentul actual este după chipul și asemănarea lui Plahotniuc Dodon din 2019. Nu e altul. E același Parlament. Că ei au trecut dintr-un partid în altul, grup parlamentar, fracțiuni și așa mai departe. Aceiași oameni au rămas. Produsul sistemului mixt, cu bani, cu cumpăratul voturilor, cu pompat de astea, noutăți, fake-uri, sperietori și așa mai departe. Nu sunt alții, aceiași sunt, de-aia așa de ușor să tranzacționează. Acum să lași, să menții Parlamentul ăsta până în 2023, e cum ar fi să pui pe pauză țara. Da, nu se întâmplă nimic. Adică toată polemica, trebuie să dăm țării un guvern, trebuie urgență doi un guvern. Poți da țării un guvern, da, poți, teoretic și practic, dar guvernul ăsta, cât de bun ar fi, cât de exemplar n-ar fi, este la mâna acestui Parlament. Și guvernul o să aprobe un proiect de lege și o să meargă în fața Parlamentului, spunând, stimați deputați, trebuie să, nu știu, adoptăm o decizie care... vizează reforma justiției, spre exemplu, evaluarea externă a judecătorilor, a magistraților.
sau confiscarea extinsă a averilor dobândite ilicit și care nu poți să le justifici. Și iată paradoxul. Cum și închipui unii, și asta le spun și colegilor care polemizăm, cum vă imaginați că acești deputați, 50 câți acolo, 54 la moment, o să ridice mâna împotriva lor? Absurd. O să te blocheze, o să... Da, este instrumentul asumării răspunderii, da? Elementar, nu o să-ți vină la ședința când tu, sau când eu, în calitate de primis, o să vin în Parlament să folosesc acest instrument de asumare răspunderii. Nu o să-ți vină la ședință. O să te blocheze. Deci aici e problema. Problema este în Parlament și nu vorbim atât ca instituții, dar vorbim ca indivizi care, în virtutea sistemului mixt, noi după 2019 am schimbat sistemul, dar ei sunt produsul electoral a sistemului mixt, convenit și votat de Plahotniuc și Dodon. Aici, ăsta e parteneriat. Și, bineînțeles, și Șor, care era la îndemâna lui Plahotniuc.